Să ieși din colțul ăla, că vezi că nu este egalitatea între ele, ca să... Păi, spui, nu, trebuie să fie ca ar fi și în pantă. Te zici că nu merge. Trebuie făcut cum trebuie, ca la carte. Băi, ori pui mâna să mă ajut să dai drumul de aici, că mă încurci. Păi cum să încurc? Dacă m-am băgat în lucrare, nu trebuie să-mi fac și eu partea mea? Adică, ia stai. Frate. Alo, da? A, noroc! Eu te-am sunat pe tine de când? Păi ai greșeală în buzunar, altfel nu mi-e explic. Ce mă faci, mă, tu? Fă vacanțele, pleci în Germania. Iară, un an de zile. Bravo. Nu, deci, nu te-am sunat, mă, ca să-ți cer bani. De ce să-ți cer eu ție bani? Adică, da. Adică, oricum nu-mi dădeai. De ce? Că se haleră. Hai să ha. Băi, nesimțitule, bă, ai și eu banii mei, bă, n-am nevoie de la tine. Bă, sunt în lucrare, tot la nemți lucrez, la Iohannis. Domnul președinte, da? Fac aici, în Cotroceni, toată manzucăria asta, că nu mai place să se cadă pe ei, dracu, să îi reglez feng shui-ul. Dar bă, că zic, am interior, exterior, îi dau cu mică, îi fac toate astea. Ia, scuze-mă puțin. Ia vol, herr Präsident, wie schlichen? Bachen, Blachen, Obertainer, Bundesliga, Karl-Heinz Rummenigge. Ha. Am stat un pic la o parolă direct în germană cu domnul președinte. E mișo. Și doamna Carmen, soția e mișo, Carmen Cita. Eu îmi permis să-i spună că sunt prieteni, Carmen Cita. Bă, dar să vezi ce s-a întâmplat. Rămas mineață, îi dădeam un glet acolo, pac, vine o moșulică lângă mine, hello. Bă, omul, ia mai bine, ce crezi tu că vorbea cu mine? Biden. Sau președintele Americii, mă, împedicatul ăla. Că a venit pe la noi într-o vizită, Sanchi, ca să ne mai ia ceva și vorbeam. Și i-a plăcut ce mănânam și a zis că să vin să-i fac lucrare și lui. Mă, da, ciuceț. Casa albă. La el, acolo, așa că nu-i mai place albul. Că zic că îi sticlește în ochi și că se schimbe culoarea, că se schimbă multe și pe... Da, eu fac, am arătat paletarul, ne-a hotărât, albastru de Voroneț. Cine, bă, nu te min. Nu te min, mă, cu îți trimit poze. Prostule, uite dacă cu Germania ta. Nu știu de ce nu m-a crezut. Ăsta iar pleacă în Germania la muncă, firicel. Lasă-mă, că știu, iau, te sap pe o gropă de veceu. Ce are meșterul, manule? E foarte important și asta, bă, nu te râde. Mai durează mult, firișele? Nu, azi prin-o, gata, azi o sap și mâine vin cu niște scânduri și până seara gata cu tot. Merge repede, că dacă fac eu planul... Am înțeles. Păi aia tu să vă cinstesc. Cum v-am promis, hai! Țara, o arde pe comedie și pe canalul nostru de YouTube. Abonează-te și râzi românește cu Las Fierbinți.